Claus Iohannis nu este singurul șef de stat care a ajuns în atenția internauților după ce s-a vaccinat. Recele Carl Gustav al Suediei a fost ținta unor comentarii amuzante după ce ambasada suedeză la București a publicat o imagine pe pagina sa de Facebook în care monarhul se vaccina împotriva coronavirusului. Majestatea sa regele Suediei s-a vaccinat ieri, a scris simplu ambasada Suediei în România pe pagina sa oficială de Facebook. După cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară. Iar românii au postat tot felul de ironii în care comparau apariția regelui Carl Gustav cu cea a președintelui Klaus Iohannis. Vaccinul e făcut de Ikea? a întrebat un internaut, în timp ce altul a apreciat că regele Suediei nu prea face sport. Alții au făcut comparații cu președintele Klaus Iohannis. Claus but not, Claus enough, a scris un utilizator, care s-a jucat cu cuvintele. Altul a scris, n-are brandul de țară al lui Iohannis, dar ne place și de Gustav. Nici fostul președinte Traian Băsescu nu a fost ignorat. Tot arată mai bine ca Traian Băsescu. Long live the king! Ambasada Suediei în România este cunoscută pentru reacțiile sale ironice și pentru modul deschis în care interacționează cu ceilalți utilizatori de pe Facebook. De exemplu, în ziua în care Klaus Iohannis s-a vaccinat, ambasada Suediei a postat imaginea unui culturist care face exerciții.